Bună seara, bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție Realitatea Zilei, o ediție a emisiunii Realitatea Zilei dedicată alegerilor parlamentare din data de 11 decembrie. Cunoaștem candidații, dezbatem ideile și în această seară, în studioul Tele2 Drobeta, se află reprezentantul ALDE, candidat pe locul 1 pentru Senat, domnul Ionuț Sibinescu. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit, bună seara telespectatorilor dumneavoastră! De asemenea, alături de noi este și domnul Stroescu, este președintele Partidului România Unită și, de asemenea, candidat pe primul loc din partea formațiunii politice pentru Camera Deputaților. Bună seara, bine ați revenit și dumneavoastră! Bună seara, bună seara, mehedinților! Pentru început, domnilor, pe scurt, o să vă rog să-mi spuneți și o să încep cu dumneavoastră, domnule Sibinescu, care au fost motivele care v-au determinat să candidați, iată, de data aceasta, din partea unui partid politic și nu independent, așa cum s-a întâmplat la alegerile locale? Am ales să candidez pentru că eu chiar cred, așa cum am spus-o de nenumărate ori, din tot sufletul, că politica trebuie să fie despre oameni și pentru oameni. Dacă la nivel național, programul ALDE este un program foarte îndrăzneț, România, a șaptea putere economică din România, eu cred că în Mehedinți trebuie să găsim resursele necesare, să le identificăm, pentru că resursele le avem, să le identificăm în așa fel încât și noi, pe plan local, să avem un plan de redresare economică. În ultimul timp ați văzut că Mehedințiul a fost identificat ca pe ultimul loc ca și cifră de afaceri. Trebuie găsite soluții în acest sens și pe plan local. Nu putem să rămânem, să trăim într-un județ care are destule resurse și să fim pe ultimul loc din țară ca economie și pe primul loc la șomaj. Domnule Stroescu, mehedințenilor, sunteți cunoscut în principal în calitatea dumneavoastră de președinte a Camerei Agricole, atât județene cât și naționale. Este o activitate pe care ați scos-o cumva în afara politicii, deoarece știu că v-ați suspendat din funcția de președinte al Camerei Agricole Naționale, ce v-a determinat să faceți, iată, acum pasul către politică. Pentru acest lucru, pentru că avem un proiect de lege pentru modificarea legii camerelor agricole, care, repet, am mai spus, a trecut de Senat și, bineînțeles, a ajuns în Comisia de Agricultură, unde am avut și noi un reprezentant, un deputat din județul Mehedinți. Și iată că n-am reușit să o trecem de această Comisie de Agricultură din Camera Deputaților și am rămas acolo. De fapt, să spunem în față, mie așa îmi place să spun lucrurile pe nume, nu s-a vrut. Și de aceea am hotărât să intru în acest partid, Partid Naționalist. Nu mi-e rușine să spun, naționalist e una extremist, cum au încercat unii să ne facă extremiști, este altceva, cu totul e diferență ca de la cer la pământ. Naționalist înseamnă să ții la nația ta, să ții la poporul tău. Cum spunea și colegul de la ALDE, noi avem resursele, au fost identificate, dar din păcate au fost furate sau toate construcțiile care, sau toate fabricile care au fost și funcționau până la urmă și au fost devalizate, distruse sau, dacă vorbim de RAN sau de combinatul de apă grea, chiar cum spunea astăzi seară la întâlnirea care am avut-o Partidul România Unită, unde a fost și președintele domnul Bogdan Diaconu, cumpărăm acum apă grea din Canada și la noi stă apă grea pe stoc de 1 miliard de euro, trimitem oameni acasă, rămân în șomaj, oameni care sunt în pragul pensii, unde să mai pot angaja acești oameni. Dar ceva mai strigător la cer este muntele de cărbune care este lângă termocentrală, la câțiva kilometri, care am trimis oameni acasă, că nu e funcțională, că s-a defectat arzătoarele, că ea a fost supra-dimensionată. Haideți să fim serioși. Iată, severinenii, în 15 noiembrie și ce frig este afară acum, stau în frig,
cărbunele aici. S-a încercat cu păcurina, am înțeles astăzi, nu lua foc, că e veche. Nu e asta problema cetățeanului. Cetățeanul plătește și vrea să aibă, să trăiască în condiții. Unde am ajuns? Din cauza cui? Cine e responsabil pentru aceste probleme care sunt până la urmă? La asta cu siguranță vom căuta răspunsuri și pe parcursul acestor emisiuni de dezbatere electorală. Domnule Sibinescu, vorbea astăzi despre faptul că Mehedințiul are resurse, dar aceste resurse nu sunt puse în valoare. Eu v-aș întreba pe dumneavoastră foarte simplu, de ce nu sunt puse în valoare aceste resurse și de ce de fiecare dată în preajma alegerilor electorale, iată, ne îndreptăm atenția către posibilități, către oportunități de dezvoltare? Eu personal nu am făcut lucrul acesta doar în preajma campaniei electorale. Sunt inițiatorul proiectului Prin Mehedinți, care mă mândresc, proiect care a vrut, este un proiect de promovare, am vorbit de atâtea ori despre el, prin care am, în acest proiect, am vrut să creez un subiect de conversație în jurul județului Mehedinți. În acest subiect de conversație era vorba de identificarea, nu de către noi, de posibili investitori, de posibili agenții economici, de identificarea de oportunități pentru a-și dezvolta afaceri în Mehedinți. În partea a doua a proiectului, într-adevăr, el a fost îmbrățișat mai mult ca și proiect de promovare turistică. Turismul este și poate contribui, nu este soluția, nu este suficient, dar într-adevăr turismul poate contribui la dezvoltarea județului și la o mai bună creștere, nu putem vorbi de creștere, să spunem măcar redresare, ar putea contribui la o eventuală redresare, ca să mă exprim corect, a județului Mehedinți. Din punctul meu de vedere, în cei 4 ani, când mă întrebați în mandatul meu de consilier județean, De ce ați făcut proiectul Prin Mehedinți? De unde v-a venit ideea? Și erau mai multe întrebări. V-am spus, am avut un mandat de 4 ani de zile și reclamam la vremea respectivă diversele lucruri care nu îmi conveneau în Consiliul Județean. Am spus, în acești 4 ani de zile să rămână ceva palpabil în urma mea. Și iată-mă acum, în postura de candidat, în care dacă la vremea respectivă nu inițiam acest proiect, de care eu sunt mândru, în momentul ăsta nu aveam ce să vă răspund. Despre resurse. Cea mai mare, una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare, companie de stat din România, companie care este profitabilă și se cheamă Hidroelectrica, are o cifră de afaceri mai mare decât a județului Mehedinți. Cifra de afaceri a județului Mehedinți este de 2,7 miliarde de euro. Hidroelectrica a avut anul trecut o cifră de afaceri de 3 miliarde de euro. Jumate din această cifră de afaceri se produce pe teritoriul județului Mehedinți. Noi nu beneficiem absolut deloc din această cifră de afaceri care, nu deloc, sunt câțiva angajați, dar din cotele defalcate care ar fi la profit la TVA, noi nu beneficiem absolut deloc, pentru că așa este legislația și chiar asta ar trebui să fie treaba parlamentarilor. În acest fel este legislația în vigoare. Toți banii pleacă către București. Domnule Stroescu, în programul dumneavoastră, pe lângă faptul că aveți un program de guvernare, aveți și un program al ceea ce trebuie stopat în România. Printre lucrurile pe care dumneavoastră le doriți stopate în România, pentru că domnul Sibinescu a dus în discuție Hidroelectrica, companie care urmează să fie listată la bursă din informațiile care scoasă din insolvență. Scoasă din insolvență, da. Din informațiile care au apărut în mediul economic, se pare că va fi listată la bursă. Există posibilitatea să fie cumpărată de companii străine, la fel cum s-a întâmplat și cu fosta Electrica. Noi nu suntem în stare să conducem, adică avem manageri de top în toată lumea și vândem la străini. Ca să plece iarăși cu profitul la ei acolo, exact cum e CEZ-ul, cum dau... Exemplu, îmi permit asta. Deci, ca să faci un contract la CEZ pentru curent, prima dată aprobă Cehia, Praha. Deci, unde am ajuns? Gunoaiele le administrat de străinii. Să dăm și Hidroelectrica acum. Hidroelectrica, o societate
care băieții deștepți o băgaseră în groapă, iată a venit cineva, au scos-o. Deci asta e realitatea, este pe profit. Și curând producem mai mult decât consumăm. Și atunci, de ce nu avem un curent, noi, ultimul consumator sau consumatorul de rând, mai ieftin? Noi plătim curentul mai scump ca în Germania, în momentul acesta. Dau exemple, mi s-a spus că de ce dau atâta exemple Germania. Da, avem mâncare mai scumpă ca în Germania, avem curent mai scump, avem motorină, avem și salariile sunt de 3, 4, 5, asta 10 ori mai mici. Avem mai un lucru mai ieftin decât în Germania, iar acest lucru sunt salariile românilor. Da, sunt de mizerie. Și, bineînțeles, în programul nostru de acum de pentru parlamentare e creșterea salariului minim. Deci nu salariul mediu, salariul minim. Deci neapărat trebuie să ajungem la cel puțin 2000 de lei spre 500 de euro, cel puțin salariul minim în România. Aveam ne critica cineva de ce nu mai vin investitori. Iată că am stat 25 de ani pe salarii de mizerie și n-au venit investitori în România. Dar investitorii principali în România sau cei mai mulți investitori trebuie să fie investitori români. Și ca să fie investitori români, trebuie să avem o politică bancară. Și vedem ce se întâmplă acum. Deja începe și nu, nu am nicio reținere să dau să pronunț numele domnului Zărescu, că atâta timp cât va fi în fruntea Băncii Naționale, economia din România nu va funcționa. Dar eu aș vrea să vă spun și un alt lucru, să dezbatem, dacă îmi permiteți, un lucru dacă îmi permiteți. Nu, eu nu sunt de acord cu un lucru pe care l-a spus colegul meu de platou astă seară. Din păcate, investitorii, și o spun de astă primăvară acest lucru, din păcate, investitorii sunt atrași de o parte din investitori sunt atrași de salariile mici. Exact asta știți voiam să spun și eu. Știți că vă spuneam că odată cu închiderea RAN-ului o să avem un investitor care își va deschide foarte repede porțile în Mehedinți și nu va fi adus de vreun politician sau de vreun partid. Nu. Parcul industrial privat care își desfășoară activitatea pe fata platformă a CCH-ului, trebuie să recunoaștem, a venit atras de salariile mici, de imposibilitatea oamenilor de a se angaja pe anumite remunerații mai mari. Ei au venit aici și au profitat, pentru că practic, ăsta este principalul lor țel, de a obține un profit cât mai mare. Au profitat de închiderea RAN-ului și da, și un lucru vreau, asta am vrut să punctez. Să-și plătească căldura în iarna aceasta, din salariul care îl primește de acolo, nu știu dacă își va plăti curentul. Din salariu, într-adevăr, da. Iar oamenii... Și pentru ce muncește? Asta voiam să vă întreb și eu pe dumneavoastră și este o întrebare pe care vă adresez în egală măsură. Domnule Stroescu, greșesc și angajații în momentul în care acceptă salariile mici? Nu au altă oportunitate. Dar revenim. Spuneați mai înainte că o să discutăm despre problema căldurii în această campanie electorală. Nu. Trebuie să răspundă astăzi, cel târziu mâine, de ce mehedințenii stau în frig acum? Cine ar trebui să răspundă la această întrebare? Toți responsabilii care au fost și au avut toată conducerea acestui județ până la urmă și nu numai, până la urmă și Guvernul României, că s-a angajat că va da subvenții, va sprijini județul Mehedinți, Drobeta domnul Severin, pentru a un oraș care trebuie să fie încălzit. Și s-a discutat atât. Haideți să nu mai iertăm. Pentru că oamenii, copiii, îngheață în școli de frig. Deci fata mea asta 10 zile bolnavă acasă, din cauza că a stat în frig la școală. Dar acel investitor, haideți, care a venit aici, a venit să dea salarii, eu vă spun, sunt salarii de mizerie în comparație cu costurile care le avem. Trebuie să creștem odată acest salarii, pentru că ei își fac profitul lor. Pe care îl și exportă. Care și exportă și haideți să forțăm nota să producem, că dacă ar fi rămas
cariera, minele din județul Mehedinți, unde erau salarii bune, termocentrala care ne producea și curent, producea și agent termic și apă caldă și aveau cât de cât salarii decente oamenii de acolo, nu mai trebuia să meargă aici, că nu au altă oportunitate, cum spuneam, au ajuns oamenii în pragul pensiei și au fost azvârliți afară, pentru că nu mai este rentabilă. Dar acele camioane care se învârteau în jurul termocentralei, veneau un camion de cărbune și învârtea de 10 ori gol și se pontau 10 camioane. Există dovezi în sensul acesta, domnul Stroescu? Se discută, vorbesc și eu ce aud. Dar cum am ajuns aici? Cum a ajuns hidroelectrica? Dacă vorbeam mai înainte de hidroelectrica. Deci, unde a ajuns să hidroelectrica? Cum ajunge acum, până n-a intrat acel administrator judiciar, care a administrat cum trebuie și să ajungă acum pe bursă și pe profit și vrem să o vândem? Domnule Sibinescu, într-adevăr, administratorul judiciar este membru ALDE, candidat la Brașov, dar nu sunt neapărat întru totul de acord cu politicile sale pe care le pune în practică ca și administrator judiciar. Eu personal, este o opinie personală. Referitor la, spuneați de mină și de termocentrală. Vroiam doar atâta, să vă spun exact de ce nu funcționează termocentrala în momentul de față. Din luna martie nu mai are autorizație de mediu. Haideți să nu mai dăm vina pe mediu. Nu are autorizație de mediu pentru că instalația de șlam dens, instalația care trebuia să trateze cenușa de la rezultată prin arderea cărbunelui, nu este funcțională. Acea instalație, din câte știu eu, pentru acea instalație s-au cheltuit milioane și milioane de euro. Nu știu suma exactă. Eu doar atâta vreau să completez ca să înțeleagă oamenii. Deci, nu are instituția de mediu în sine, nu are nicio vină. Era o taxă de infringement, se cheamă, dacă nu mă înșel, pe care ne-a impus-o. Uniunea Europeană este foarte costisitoare în cazul în care nu intra în funcțiune această instalație de tratare. Întrebarea este cine este de vină pentru că s-a ajuns aici. Pentru instalația de... Stau foarte bine la căldură și poate nici aici în țară, sau dacă stau aici în țară, au... Stau la căldură cu siguranță, nu ca... Pentru acea instalație care nu a fost pusă în funcțiune, din câte știu eu, este și această chestiune este cercetată de autoritățile abilitate. Nu vreau să continui eu, că nu este datoria mea, este cercetată și așa mai departe. Cu ce interzeste pe astăzi? Da? De ce autoritățile sau cine cercetează tergiversează atât... Pot să vă explic să vă răspund. De ce? Pentru că Severinii au acum nevoie de căldură. Acum aveau nevoie toată vara Consiliul Local, care trebuia să dea niște hotărâri. Și acum nu mă refer la executiv. Noul sau vechiul? Vorbesc de noul Consiliu Local, care au avut la dispoziție toată vara să dea niște hotărâri în așa fel încât termocentrala să fie pornită, hotărârile pe care ei trebuiau să le dea, se știau foarte clar, pașii au fost explicați, că toată lumea s-a dus la București și v-a luat pe dumneavoastră presa pe acolo, în așa fel încât să poată să-și facă presa în general, îmi cer scuze, în așa fel încât poate să-și facă pe seama căldurii și un pic de campanie electorală. Iacă-te-ne, în 15 noiembrie, în dată în care, dacă mă întrebați pe mine, campania pe care au încercat să-și o facă pe seama acestei călduri s-a cam întors împotriva dânșilor. Consiliul Local, pe perioada verii, avea obligația să dea niște hotărâri în așa fel încât să poată porni centrala de la centrala termoelectrică de la Halânga. Ei s-au ocupat să-și numească viceprimarii și să-și consolideze anumite majorități pe acolo. Asta a fost treaba lor până
prin septembrie. De-abia după aceea s-au trezit că trebuie să dea și căldură la severineni. Și nu aș vrea să uităm, guvernul Cioloș, care este supranumit și guvernul zero, nu știm nici astăzi dacă subvenția pentru Drobeta, Turnul Severin a fost aprobată în așa fel încât să mai avem și după o lună de zile, că pentru că eu mi-am văzut și îmi recunosc că nu am șters absolut niciun mesaj de pe Facebook prin care oamenii mă înjură. Faci campanie electorală și noi murim de frig, și așa mai departe. Suntem în data de 15 și nu știm dacă vom avea căldură astăzi pentru o lună sau fie, pentru mai mult. Astăzi ar fi trebuit să fie și o rectificare bugetară. Dar, domnule Stroescu, Partidul România Unită, spre deosebire de ALDE, susține, apropo, domnul Sivinescu, ALDE are un premier desemnat pe care îl susține? Sau, nu. Nu. ALDE nu are un premier. Partidul România Unită merge pe mâna fostului premier Victor Ponta, pe care ați declarat că îl veți susține ca și premier al României. Să nu uităm că anul trecut pe vremea aceasta, de fapt în luna octombrie, Victor Ponta alocase deja Severinului 22 de milioane lei vechi, bani cu care ne încălzim și în această iarnă, pentru achiziția de combustibil. Da, îl susținem pentru că... Adică nu știu, da, de ce e mai cel bun puțin Ponta atunci decât când am avut Cioloș, nevoie, de exemplu? Am avut nevoie, bine, să nu vorbim de experiența cu Cioloș, pentru care am avut-o personal pe agricultură. Credeți-mă, am avut, când am auzit că va fi primul ministru al României, am avut un sentiment bun și speram că, dacă vorbim de agricultură, totul va fi lapte și miere. Dar, din păcate, atâta dezamăgire care o am acum din partea domnului Dacian Cioloș, deci nu o pot descrie, pentru că vorbim de camerele agricole care am ținut și am înființat Camera Agricolă Națională. 2 ani de zile am luptat ca să fie, să și funcționeze și bineînțeles că dânsul care în 2006, dacă mă înțel, și el și acum am înțeles că am înțeles și eu, probabil că atunci își făcea campanie electorală pe tema aceasta, nu a mai vrut să treacă acea lege, nu a vrut să ne mai dea bani pentru înființarea Camerelor Agricole și pentru funcționarea așa cum se dă în toate țările și vedem ce se întâmplă cu agricultura. Dar revenim aici la Mehedinți, la noi, la ce avem noi nevoie aici, locuri de muncă, cum spuneam, se pot, mai ales, și nu vorbesc din bazme, le-am avut, am avut cariere, am avut termocentrala, am avut combinatul de apă grea, șantierul naval, la Minorul, CCH-ul care acum... Chiar e un investitor român care să zbate, să facă... Zona de vagoane. Da, zona de vagoane. Dar... întâmpină și de obicei investitorul român întâmpină probleme. Pentru că sunteți ambii proveniți cumva și din mediul privat, atât domnul Sibinescu, atât și dumneavoastră, domnule Stroescu. Eu aș duce această dezbatere cumva în zona micului investitor, marelui investitor în România, în Mehedinți în general. Și am văzut astăzi, iată, declarația primarului Marius Creciu, cel care a spus că populația va plăti pentru gigacaloria consumată 250 de lei cu tot cu TVA, întrucât primăria a majorat subvenția, dar dumneavoastră, agenții economici, la fel ca și instituțiile publice, pentru gigacaloria consumată, veți plăti aproximativ 500 de lei. Spuneți-mi, domnule Sibinescu, afacerea pe care o aveți, domeniul în care activați, poate să suporte un asemenea cost? O gigacalorie care va costa 400 de lei fără TVA face mediul de afaceri, nu neapărat al meu, mediul de afaceri în general din Drobeta, Turnul Severin, acela pe care îl vrem atractiv pentru investitori, aproape imposibil. O gigacalorie
pe de o parte o gigacalorie foarte scumpă, pe de altă parte ești captiv acestui preț și vă spun de ce captiv. În momentul de față sunt 3 municipii, reședință de județ, în România care sunt captive unui singur mod de încălzire, unui singur furnizor de agent termic. Oradea, care nu o putem lua în calcul pentru că are o încălzire alternativă cu apă termală și are o gigacalorie destul de ieftină, Bucureștiul, care este foarte mare și nu poate fi, nu se poate oferi la mai mult de 50% din el soluția alternativă pentru încălzire, și Drobeta, Turnu Severin. La porțile orașului Drobeta, Turnu Severin, în Drobeta, Turnu Severin, gazul a ajuns încă din 2008. Eu susțin în continuare și mă declar un foarte mare susținător al extinderii rețelei de gaz în tot orașul, în așa fel încât că este el agent economic, că este persoană fizică, pensionar, oricum ar fi, să poată să aibă posibilitatea de a alege. În cazul în care, cum este acum gigacaloria la prețul la care este, să poată să își pună o centrală pe gaz și să se încălzească cu gaz. Să aibă posibilitatea de a alege. Pe de altă parte, gazul ar deschide noi oportunități și pentru investiții și așa mai departe. Oportunitatea, varianta de mijloc ar fi încălzirea electrică. Domnule Stroescu, cum vedeți prețul gigacaloriei pentru agenții economici și pentru populația Severinului? Iată o creștere pentru persoanele fizice de 50 de lei pe gigacaloria consumată. Catastrofală, vă dați seama ce costuri vor avea agenții economici. 400 de lei va fi la fără TVA. Când vor primi facturile, ce vor face? Ce va plăti prima dată? Angajatul? Agentul termic? ANAF-ul? Deci, protecția consumatorului, deci, să nu uităm. Încă o dată, repet, ar trebui să răspundă, pe lângă faptul că va trebui să răspundă cei care au făcut sau care sunt responsabili pentru ce s-a întâmplat în județul Mehedinț, dacă vorbim din acest punct de vedere, de ce termocentrala a ajuns în situația care a ajuns, pentru că, repet, termocentrala putea să producă și curent electric, și agent termic, și apă caldă. Chiar am avut o discuție că era supradimensionată, nu conta, producea mai mult. Dar referitoare la energia electrică, gândiți-vă, nu mulți în Europa produc energie electrică în hidro, pe apă, da, din apă, puțin, cu ajutorul apei. Da. Deci nu putem să spunem că această energie este scumpă și am putea să producem mult mai multă energie în care, până la urmă, s-ar putea folosi mehedințenii. Nu vorbesc numai Turnul Severin. Și am mai avut o discuție de ce această energie, dacă putem să producem mai mult și ieftin, să nu o gestioneze străinii, și atunci am avea un preț mult mai mic și am folosit-o și în agricultură, în sistemul de irigații, în care am putea aduce plus valoare. Plus valoare, am spus-o, vine nu din comerț, vorbesc cu comerțul general, din ce producem. De aici vine plus valoare. Și plus valoare ar putea agricultura, ca în orice țară din lume, și am avut o întâlnire la București, la Indagra, unde un olandez, într-un fel am avut așa un sentiment de, m-a răscolit ceva în mine când spunea Olanda e de 10 ori mai mică, asta a fost s-a exprimat el în felul acesta, de 10 ori mai mică ca România, dar primește pentru agricultură de 10 ori mai mulți bani. România este o țară cu tradiție în zona agriculturii, să nu uităm, comunist, așa cum era expresia, grânarul Europei, iată că a ajuns să importe inclusiv pâine, inclusiv grâu și inclusiv cereale. Și datorită cui? Haideți să, datorită politicienilor până la urmă, din pentru ultimii 26 că vorbim de, ani. De ultimii 27. 26 de ani, imediat după Revoluție încoace. Domnule Sibinescu,
în contextul în care, pentru că este o dezbatere dedicată alegerilor parlamentare, în contextul în care și dumneavoastră și domnul Stroescu ajungeți în Parlamentul României, în ce măsură ați putea susține interesele mehedințiului? Pentru că eu îmi amintesc că a fost o inițiativă a unui fost deputat, Doința Mariana Chircu, cea care a spus că ar trebui inițiată o... Acum nu vă cer să comentați ceea ce a spus doamna Chircu, dar ca idee, că ar trebui făcut în Parlament o solicitare, o petiție prin care județul Mehedinți, care a sacrificat multe pentru construcția celor două baraje de la porțile de fier 1 și 2, populația Mehedințului să plătească un preț mai mic, măcar fără transport, fără TVA. În ce măsură poate să fie viabil o astfel de propunere în Parlament? Eu sau? Da, haideți. Spuneți. În condițiile în care societatea de distribuție de a energiei electrice din Drobeta Turnu Severin este una privată, care are, din câte știu eu, o exclusivitate pe un anumit număr de ani, iar în cazul în care cei care și-au schimbat furnizorul de energie observă cât plătesc efectiv pentru energie și cât plătesc pentru distribuție, adică un sfert se plătește pentru energie și trei sferturi îi încasează CEZ-ul pentru distribuție, într-adevăr îi motivează când din aceste trei sferturi reinvestesc în dezvoltare, este aproape imposibil promovarea, eu vă spun cinstit, unui proiect de lege, pentru că nu poți să intri cu bocancii peste un agent economic cu care ai deja semnat un contract. Dar eu aș propune următorul lucru, să își dea mâna politicienii care vor ieși la aceste alegeri, care vor fi deputați și senatori la aceste alegeri, să găsească o soluție, să încerce să promoveze un proiect de lege sau poate să găsească susținerea în obținerea unei hotărâri de guvern, atâta vreme cât 50% din cifra de afaceri a hidroelectricii se produce în Mehedinți, să încerce să mute centrul hidroelectricii să fie la Turnul Severin, adică să nu mai fim o filială, sau să încerce să promoveze ei un proiect de lege prin care, dacă profitul și TVA-ul făcut pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, cota defalcată din taxe, TVA, impozit pe profit, să rămână în acea unitate administrativ-teritorială. Și aici mă refer la TVA și la impozit de profit, pe profit și mă refer la hidroelectrica. Și o să vă fac, dacă îmi dați în 30 de secunde, un calcul foarte simplu. 3 miliarde cifra de afaceri a hidroelectricii, 2,7 miliarde cifra de afaceri a întregului Mehedinți. Dacă s-ar obține una dintre, dacă politicienii și-ar da mâna și s-ar obține una dintre cele două, indiferent care, gândiți-vă că aproape s-ar dubla cifra de afaceri a Mehedințiului. Unde mai punem că mai avem și alte societăți comerciale destul de mari, care, din păcate, aleg să exporte profitul sau TVA-ul se decontează tot la București. Și aici colegul de platou cred că ar putea, știu că este un agent economic în domeniul agriculturii foarte mare, american parcă este, sau nici nu știu, nu mă pricep, eu pot să pun pariu, nu am date, pot să pun pariu, că cel puțin 80% din profitul acelui agent economic în agricultură foarte mare este exportat. Domnule Stroescu. Da, dacă vorbim de hidroelectrica, despre curent, putem să producem mult mai mult decât am consuma. Care ar fi motivul că avem noi un contract cu CEZ-ul? Stați așa, că nu suntem în democrație, nu cred că ar trebui să fie monopol. Cel puțin pe această piață. Până la urmă, și trebuie să răspundă. Chiar să răspundă cei care au semnat exclusivitatea. Protecția consumatorului ar trebui să... Guvernul Năstase. Să se autosezeze în ceea ce privește prețul. Dacă spunea colegul, e un sfert
prețul la energie și trei sferturi la cel care o distribuie. CEZ-ul, din păcate, a dat, cred că 60% din personal când a preluat CEZ-ul, a dat afară. Deci a redus costurile, a ridicat profitul. Cum spuneam, să încheie un contract cu CEZ-ul, primești prima dată aprobare din Cehia. Dar avem aici termocentrala și spunem că nu putem să trece peste CEZ. Știm foarte bine cum factura CEZ-ul înainte, adică îți cerea bani în avans dacă consumai. Nu, eu n-am mai văzut așa ceva și chiar și eu am fost unul care am spus-o și la București, nu se poate așa ceva. Și ca agent economic, dar și ca persoană fizică, trebuie să-i plătesc cu 3 luni în avans. Bine, nu m-a obligat, dar îți cam impunea să plătești înainte. Nu se poate. Referitor la acești traderi, le spune, din agricultură, care au venit în România, au preluat aceste silozuri de cereale care nu m-au dat cu niște var pe ele și poate au schimbat un motor și au cifră de afaceri de 200 de milioane de euro pe an. Nu numai în Mehedinți. În toată țara are punct de lucru în Mehedinți și referitor la salarii. Oamenii de acolo au salariu minim. Pe asta lucrează și lucrează ore multe și fermierii au fost... Foarte pe scurt. Domnul Strescu, este vorba despre acel trader american pe care dumneavoastră l-ați câștigat în instanță? L-ați dat în judecată și ați câștigat un proces cu un gigant? Nu l-am dat în judecată, ei mi-au cerut, de fapt numai mie. Au introdus instrumente de plată la bănci, au vrut să ne îndepărteze pe fermierul român, au vrut să îl îndepărteze de bancă, pentru că aveam posibilitatea să luăm acea adeverință de la APIA, mergeam la bancă, luam un credit și puteam să-mi iau sămânță, îngrășăminte, erbicide, de unde vroiam. Ei au, în ultimii ani, ce practică? Am avut secetă. Fermierul român, nefiind asigurat, din punct de vedere al secetei. Pentru că aveam o lege altă dată, în 2010 a fost abrogată legea 381, ceea ce puteai să fii despăgubit pentru secetă, nu mai aveam, am rămas descoperiți, am avut secetă, pierderile au fost, băncile nu ne-au mai finanțat. Și s-a cerut insolvența. Și oamenii veneau cu instrument de plată, dar culmea, înainte, deci... Eu am fost unul din acelea, mi-au introdus instrument de plată în 30 iunie, deci mai aveam o săptămână, începeam recoltarul la grâu, care puteam să livrez grâu. Iată ce aș putea spune eu, la fel cum spunea și domnul Sibinescu, iată și un sabotaj până la urmă din partea marilor traderi. Asta s-a întâmplat și o repet, agricultură. Vă spuneam, nici măcar gunoaiele nu le putem gestiona. Vor să vând acum hidroelectrica. Ce mai au... Păi nu știu dacă mai rămas ceva de vândut pe aici prin Mehedinți. Dar trebuie să stopăm asta. Trebuie stopat, am ajuns la jumătatea discuției. Este acum momentul să luăm câteva minute de publicitate și revenim.